Salut, sunt Andy. Și mă întorc imediat, doar o idee genială și v-am dat peste cap. A început ca o glumă, dar acum nu e bună. Tot orașul strigă în cor: hey, hey, cu Andy! Cel mai mare, cel mai tare, dintre părcălii. Sunt un pop, un factor, un artist, un vespo. Unele feste sunt intime și personale, iar altele, ei bine, sunt pentru plăcerea tuturor. Acum pregătesc o farsă beton, succes garantat. Așa că sunt aici, adică aici. Aici. Nu vă îngrijorați, nu e atât de rău pe cât pare. Atât vreau să spun formației noastre de fotbal. Jucați bine și dominați, falnici pinguini. Cred că ar trebui să explic puțin. Totul a început... Mascota. Trebuie să te scoli destul de devreme dimineața dacă vrei să ai succes în meseria mea. Au! Alarma ciudată, dar merge. Dar e vremea să trec la treabă și să o enervez pe sora mea, Jen. Care e echipa cea mai tare? Pinguinii luptători! Andy! Deștept! Și cine ar fi putut face un lucru ca asta? N-am idee, dar dacă aflu, tu vei fi primul care va ști. Pa, mulțumesc pentru dejun, Andy. Ți-a pregătit dejunul? Nu, de fapt m-a făcut să pierd micul dejun, pa. Pa! Andy? Auci! Dar asta pentru ce? Pentru pampoanele de pe suportul de prosoape. Dar nu știu despre ce vorbești. Ei, trebuie să fug la școală. Avem o întrunire. Directorul de Roza va dezveli noua mascotă a școlii. Sunt atât de agitată! Wow! Chiar așa? O să se întâmple azi noua mascotă? E, de parcă n-ai ști. Oh, și Andy, încearcă să-ți amintești să nu mă saluți când sunt cu prietenele. Mersi! Pa! Pe mai târziu! Wow! Chiar așa? Asta o să se întâmple astăzi, noua mascotă? Ca și cum ar fi prima dată când aud de ea? Ei, e vremea să ne pregătim! Azi e ziua costumelor de frac. Sper ca totul o să meargă bine. Ești îngrijorat? E, da, poate așa, puțin. Vreau să zic, oricum, unde e băiatul ăsta de la zoo? Hei, calmează-te, omule. Băiatul de la zoo o să vină, doar e prietenul lui Muș. Și Muș nu ne-a dezamăgit niciodată, nu? Voi doi sunteți prietenul lui Maș? Prietenii lui Maș? Da. O să am chestiile alea. A, chestiile? Pe la ora 2? La 11 e mai bine. Ne vedem atunci. Da, da, la 11 suntem chiar în timpul orelor. Ne vedem atunci. Fermoarul a fost inventat în 1925, revoluționând pantaloni. 10 și 14, e timpul pentru... pantaloni. Simplu și clasic, dar cu un succes total, nu-i așa? După mate, trebuie să lucrăm la proiect. Problema? Trebuie să ridic pinguinii după mate. Dar asta ne face să rămânem în urmă cu programul. Știu, o să fiu rapid, dar mai întâi trebuie să tocmesc un plan. Transmite un direct de la școala din orașul nostru, unde emoția se simte în aer. Astăzi, mascota școlii, fantasticul domn Groovy, se retrage și va fi prezentată noua mascotă secretă momentan. Hei, poți să-ți împrumut scuterul puțin? O să fii atent. O să fiu. O să eviți gropile. Da? Vei să fie încuiat. Așa o să fac, da, da, da. Mulțumesc. Stați așa, nu mișcați. Ce tot plănuiți voi doi acolo? Plănuiam doar următorul proiect de muncă patriotică, domnule.
Noroc, ne vedem la magazin în jumătate de oră. Instalatorule, toaletele profesorilor sunt înfundate de nu se poate. Repară-le! A? Unde crezi tu că te duci? Să-mi iau sculele. Cine-o fi ciudatul ăla cu barba aia urâtă? Trebuie să încep o cercetare mai amănunțită. Aici erai? Și nu uita, trebuie să păstrezi puișorii ăștia la răcoare. Răcoare? Da, când nu e cald, e răcoare. Superb! Salut! Tu! Oprește-te! Domnul de Rosa! Sper să nu-mi cadă barba asta falsă. Ce cauți tu în cancelarie? Eu vroiam doar să... Adică știți, eu cred... Hai, șterge-o, ieși! Bună idee! M-ai înfundat closetul? Așteaptă puțin! Coțcar ce ești! Așteaptă-mă aici! Mă-ntorc! Oh, nu! Unde-am pus discheta aia? Și fișierele astea le-am zăpăcit. Doamna Weevils, mă întrebam dacă aș putea ține cutia aceasta în frigiderul dumneavoastră pentru puțină vreme. E doar un proiect științific inofensiv. Bine, atunci. Dar apoi trebuie să stai jos și să-l aștepți pe director. O să se întoarcă imediat să te pedepsească. Vă rog, avem nevoie de un nou captator pentru clasa noastră. Al nostru e... Înțepenit. Înțepenit, așa e, mersi. Al nostru e înțepenit. Evadează? Suntem în întârziere? Poate mai este un capsator în dulapul din biroul directorului de Rosa. Vă supărați dacă ne uităm și noi, doamnă? Da, mă supăr. O să mă uit eu. Unde-s costumele de frac? În frigider. Trebuie păstrați la rece. Sunt cu toții acolo? Oh, bine. Oricum, hai să o ștergem. Stai așa, ne trebuie o acoperire. Directorul de Rosa și doamna Weevil să se prezinte de urgență în parcarea din spate, vă rog. Uite, capsatorul, trebuie să mă prezint la parcarea din spate, mă întorc imediat. Merge într-un fel, dar partea din stânga trebuie să fie fixată și prinsă de mijloc, altfel va cădea cu totul. Îmi pare rău că v-am făcut să mă așteptați, dar am fost întârziat de un fals apel în parcare. Ce-am trebuit să... A? Oricum, vreau ca dumneavoastră să fiți primul care să vedeți marea surpriză. Au!
Da! Sunt cei doi puturoși buni de nimic? Hai, ziceți mai repede ce aveți de spus în apărarea voastră înainte de a începe să le folosim pumnii. Capra șane în piatra, piatra crapă în patru. Capra șane în piatra, piatra crapă în patru. Da, repetați-o și ați câștigat. Probabil că proful se întreabă unde am fost. Ai fost să iei capsatorul din biroul domnului de Rosa, ai uitat? Acolo ai fost. Oh, da. Dar chestia am inventat și eu, oricum am face bine să ne întoarcem în clasă. Oh, doamne, sunt acolo, ascunde-te! Ascunde-te! Atenție! Întrunirea de încurajare va începe în 10 minute! Rog profesorii să-și aducă clasele în sala de gimnastică chiar acum! Haideți, copii, e vremea întrunirii! Ceea ce înseamnă că e vremea farsei! Deni, e timpul să acționăm! Acțiune, 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 vreau acțiune! Scuze, m-a luat valul! Să faci farse nu e întotdeauna încântător. Câteodată trebuie să faci și niște chestii mai urâte. Ai uitat costumele astea de frac? Ah, mulțumesc! Ia uite-te la asta! Te-a gata, bunicule? Larkin, ce faci? Ce fac? Nimic, mă îndreptam către Marea Întrunire. E rudă cu tine? E nebunul de vărămiu de al treilea, adică de al doilea, mă rog, din partea mamei. E nestatornic, așa că fii drăguță cu el, că s-ar putea să plece în orice moment. L-am adus pentru spectacol. Bine, pa! Sunt Lori. Pa, văra lui Andy. Ce ai spus, drăguță? Nu, numele meu e Lori și sunt... Ah, vrei să spui o poveste? A, bine, eram în Istanbul într-un circ, trudind pentru un bănuț. Wow, Danny, da, tu chiar ai intrat în pielea bătrânelului. Dar mai bine aș scuti eu pe Lori. Fără povești acum, vere Bumper? Scuze. Nici o problemă, pare un timp de treabă. Ne vedem înăuntru. Bine, tu le distragi atenția, iar eu mă duc să aduc ceilalți pinguini și lucrarea de artă. Ne vedem sus. Atenția chiar acum. Te simți bine? Te simți bine? Ha, mi-e bine, drăguță. Trebuie doar să-mi schimb șosetele. Haideți, oameni! Vreau să vă simt energia!
crezi că pânza o să țină? Eu așa sper. Hei, uite, echipa de filmare încă e aici. Mamă, super, super! Farsa noastră o să fie registrată și transmisă la televizor. Inclusiv poliției. Noi așa că i-am încurajat frumos. Acum, așa cum știți cu toții, mâine este meciul important pentru echipa noastră. Așa că o să spun și eu echipei de fotbal: luptați din greu, falniși pinguini! Unde sunt baloanele? Trebuia să cadă niște baloane. Vreo defecțiune tehnică. Tehnica pe... Clay, ai grijă de baloane! Sus pe grinzi, dă-le drumul! Să zboare odată! Grăbește-te! Uite! La trei, dă drumul pânzei, iar eu o să dau drumul asta. Și acum, fără să mai lungim vorba, trebuie să-i spunem la revedere minunatei noastre mascote, domnul Fantastic! Și să salutăm noua mascota școlii! Numele a fost găsit de voi, elevii! Leneș Cuceritorul? Oh, copiii ăștia, nu, ce nume e ăsta? Noul nume al mascotei noastre este... Istețul! Hai să-l aplaudăm pe Isteț! Unu, doi, trei! Asta e ultraj! Unde-i Larkin? Și unde sunt baloanele? Pinguinii! Mai întâi am văzut o mascotă ciudată, iar acum pinguin vii! Ratatul ăla unde a ajuns o să cadă. E ratatul de frate meu. Andy, ai intrat la apă rău de tot. Coboară de acolo imediat. Înainte, pinguin! O să mă prefac că nu e rudă cu mine. Așa nu se mai poate. Clyde, adună păsările astea ciudate sau șorfiele. Sunt pinguin, domnule de Rosa. Nu face pe deșteptul. Andy, să vii la... Plecați, porumbei urât ce sunteți. Sper că bătrânelul tău vare bine. He, și Lori, ce fată credulă e. Îți vine să o pupi? Imaginează-ți, tu în chiloți și un grup de pinguini îl atacă pe director. Și mulțimea a fost îngrozită. În succes total. Wow, e vremea să dispari. Uite, vine Jen. Uite peștele ca să hrănești pinguinii. Pa! Ești așa un prefăcut obraznic fără maniere. Nerecunoscătorule, din cauza ta s-a stricat totul. Hei, uite-l pe tipul ăla, să-l prindem. Ești pierdut, măi, găgăuță! Acum te prindem! Pune mâna pe el! Hai! Ajutor! Ajutor! Nu mă mai ciocoliți! Gata! Lăsați-mă! Întâmplări ciudate la școala din oraș. Noua mascota a școlii se aseamănă remarcabil cu un elev pe nume Andy Larkin. Mai apoi, Larkin, doar în chiloți, a dezvelit o prelată cu pinguin vii, inaugurând un nou curent în școală.